ca fermieri, trăim în fiecare an momente unice. Prima sămânță pusă în pământ, imaginea grâului încolțit, emoțiile dinaintea recoltării, sunetul utilajului ajuns în fermă. Acestea sunt lucrurile care ne fac să fim mândri de ceea ce suntem. Mai presus de toate însă, știm că nu muncim pământul doar pentru noi, ci pentru cei care vin în urma noastră. Pentru ei trebuie să fim responsabili. Lor le lăsăm moștenire un pământ bine. Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Pământul. Pământul este cel pe care îl lăsăm moștenire, dar e important să îl lăsăm bine lucrat, a zis astăzi echipa IPSO la un eveniment de lansare a noii combine S700. Domnule Van Strien, 21 de ani în România, 14 de ani de agricultură și deja vorbim despre un pământ bine lucrat. E important să lăsăm la urmaș, da? Moșie, ca să spun așa. Și cum am spus, agricultura nu mai este a cincea roata din căruța, da? Roata de rezervă, da? Trebuie să fie scris cu litera A mare și este important, mai ales cu fermieri care fac tehnologie, să le oferim soluție de tehnologie. A ajuns la o nouă etapă de producție mare și acum ajungem la etapa care o știm în vestul Europa, optimizare. Și acesta este scopul nostru acum. Ce ați dorit astăzi să le transmiteți fermierilor, celor care acum se uită la televizor? Un mesaj pentru ei, vă rog? Ca fermier, recoltă bogat, da? Costul minim și profit mare. Pentru că, și să le merge bine, pentru că dacă le merg bine, poate va merge și bine la noi. Dacă nu le merg bine, în mod sigur nu va merge la noi. Tehnologie, degeaba să facem producție în Franța. Acum 2-3 ani am făcut un calcul în Franța și tata se mândra cu o producție de 10 tone. Degeaba să facem o producție de 10 tone dacă la sfârșit costul de producție este de 9 tone, da? Și avem numai. Și acesta trebuie să ajungem la etapa aceasta în care efectiv ne uităm la cost. Adevărat, sunt investiții mari. Dar dacă le raportăm la hectar și cât produce un utilaj, acesta este cel mai important. Eu am să spun alături de dumneavoastră, telespectatorilor, că astăzi am avut parte de un alt fel de eveniment. Un eveniment în care echipa IPSO a luat principalele probleme ale fermierilor. Chiar dumneavoastră ați jucat rolul fermierului, căruia colegul dumneavoastră, Cosmin, trebuia să-i vândă combină. Care sunt principalele probleme pe care le-ați adus astăzi în discuție în acest mod frumos? Și știu că fermierii sunt pretențioși, pretențios ați fost și dumneavoastră. Deci voi începe cu câteva detalii care am încercat să le accentuăm. Un fermier nu are timp de multe tehnologie. Nu este interesat la acest nivel de ceea ce este în combină. Este mai interesat de ceea ce poate să-i aducă combina. De ceea ce poate el să câștige. Iar cea mai mare problemă care o avem, am mai vorbit despre treaba asta împreună, sunt oamenii. Nu avem oameni. Avem utilaje bune, foarte bune. Ați văzut, avem hedere pentru rapiță, hedere pentru grâu, avem hedere pentru soia. Deci pentru orice condiții. Ce facem? Pe cine punem în cabină? Cum instruim acest om? Cum ne ocupăm de el? Am încercat să evidențiem în seara aceasta un alt aspect al serviciilor. Ceea ce ne interesează pe noi este să putem să-i oferim clientului un pachet de servicii suplimentar. Adică urmărirea combinei, o reglare a combinei automată, astfel încât omul să intervină cât mai puțin. Este foarte obositor, să recunoaștem, pentru un mecanizator ca timp de 8 ore, 10 ore pe zi să urmărească ceea ce intră în combină, ceea ce iese din combină, ceea ce se află în spatele combinei, ceea ce intră în buncăr și, în fond, sunt banii noștri, sunt banii clientului. Spun noștri pentru că astăzi am fost de cealaltă parte a baricadei. Am încercat să ridic în seara aceasta, în fața clienților, problemele lor. Și să dovediți că le știți, că le cunoașteți. Le știm pentru că ei ni le spun, pentru că ei sunt alături de noi. Noi singuri am putea vinde un utilaj, dar nu cred că este ceea ce ne dorim. Dorim o soluție, dorim ca clientul, în momentul când plecăm de la el, să fie fericit.
Și pentru aceasta am încercat să arătăm că putem avea un pachet de servicii suplimentar. Fie că vorbim despre pachetul Farmside, unde îl ajutăm să-și urmărească combina, să-și facă reglajele, să realizeze din această combină maximul din ceea ce poate să-i dea. Fie că vorbim despre o mentenanță, o întreținere prelungită, o extensie de garanție. Haideți să fim sinceri, nu este ușor pentru un fermier ca în fiecare an să trebuiască să-și schimbe filtrele, să schimbe uleiul, să-și aducă aminte când are nevoie de ulei, să cheme pe cineva de la service să-i aducă uleiul. Nu întotdeauna are disponibilitatea financiară. Avem clienți, să o recunoaștem, care sunt ajutați foarte mult de către subvenții. Subvenția poate să vină în noiembrie, poate să vină în decembrie, dar poate să vină și mai târziu. Ceea ce am încercat să arătăm prin pachetul PowerGuard este că putem oferi această extensie mult, mult mai devreme. Să oferim această extensie plătită în avans, iar pe toată această durată, 3 ani, că este vorba de 5 ani, el nu va mai avea grija filtrelor, a uleiului, a deplasării mecanicului. Totul este deja inclus în preț. Am încercat să ridicăm problema garanțiilor. Foarte multă lume spune garanție extinsă, garanție extinsă. Garanția extinsă se regăsește undeva. Și de ce? De ce o garanție extinsă? O garanție, practic, din punct de vedere tehnic vorbind, reprezintă un defect de fabricație. Acest defect de fabricație apare de regulă în prima campanie, în primele 6 luni. După aceea este o proastă exploatare. Ca să fim sinceri, de ce să obligi un om să plătească pentru un serviciu pe care știi de la început că nu vei putea să-i oferi? Că acest client îți va rămâne cu combina în câmp și după 2 zile, în 48 de ore, îi trimiți o echipă pentru a constata, după 3 ani de zile, ca să îi spui după aceea că nu este garanție și că trebuie să o plătească pentru că este proastă exploatare, mi se pare să-i bagi mâna în buzunar clientului. Haideți să vorbim de altceva. Am o problemă, în 72 de ore nu pot să ți-o repar, nu-ți pleacă combina, îți dau o soluție de recoltare și recoltezi. Știți ce înseamnă 3 zile la recoltat? O combina S recoltează 40-50 de hectare pe zi. Asta înseamnă 3 zile, 72, înseamnă 150 de hectare nerecoltate. Deci, dumneavoastră, în cazul în care în timpul recoltării se strică combina, aduceți o combină la schimb. Câte astfel de combine puteți aduce, o să se întrebe fermierii? Foarte simplu la acest răspuns. Având în vedere că știm ceea ce vindem, ar trebui să nu avem nicio combină în stoc. Însă avem. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un pământ bine lucrat? Da, într-adevăr, foarte important să lucrăm bine pământul, să lăsăm urmașilor noștri pământul bine lucrat, cu niște utilaje performante și nu doar utilaje, apelăm la semințe, la fertilizanți de calitate. Cum a fost anul trecut pentru dumneavoastră? Un an cu destul de multe dificultăți, cu o secetă în momentele critice ale plantelor. Una peste alta, un an bun, putem zice. Sperăm să un 2018 un an mai bun. Avem o iarnă destul de ușoară, să zicem, cu umiditate destul de bună și sperăm să... Ce aveți la ora asta însămânțat și cum arată cultura? Culturile de toamnă sunt 350 de hectare de rapiță și 400 de hectare de grâu, care arată foarte bine, au trecut până în momentul de față cu bine peste iarna ușoară care am avut-o. S-a vorbit astăzi cu o foarte mare deschidere despre ce înseamnă service. Utilajul pe care ți-l dă la schimb atât timp cât celălalt e în service, vă rog. Da, și eu am avut probleme cu utilajul în momentul recoltării și am primit la schimb un utilaj care contează foarte mult și am simțit echipa John Deere foarte alături de în momentele cu probleme. Deci contează foarte mult ca să nu avem timp morți în campanie. Deci e un lucru extraordinar să fie alături de noi până la sfârșitul campaniei. Și le mulțumim. E important pentru un fermier, spre exemplu, să aibă în ferma lui același utilaj, adică și tractor și combină de la aceeași firmă? Cum vedeți asta? Se spune de regulă că să nu spui toate ouăle într-un singur coș. Cum e cu utilajele?
probabil am luat niște ouă mai tari, care nu s-au spart. Noi le-am pus toate în același loc, dar și tractoare și combine, toate sunt de la Ipso. Suntem foarte mulțumiți, chiar foarte mulțumiți de... Am mai văzut câteva noi gadgeturi aduse pe combina dumneavoastră care vor fi montate din toamnă, vi le-a explicat domnul Cosmin. Da, este vorba de a doua generație de ICA. Este un sistem de reglare automată al combinei, care ne va ajuta, în primul rând, să ne păstrăm o viteză constantă, să se regleze combina singură pentru a menține niște parametri de recoltare, niște parametri optimi de recoltare, am spune noi, cu un minimum de efort din partea clientului, din partea operatorului. În același timp vom ști exact, pe returul de spice, atât cantitativ cât și calitativ, ce anume avem, ceea ce ne va ajuta foarte mult în reglarea, în optimizarea combinei. Trebuie să știm că o combină nu este o mașină, în primul rând, care cosește grâul, ci care îl recoltează. Grâul care se găsește în fața combinei trebuie să ajungă în buncăr, nu în spatele combinei sau pe câmp. E foarte important pentru un fermier să știe ce producție a obținut, spre exemplu, la un anumit soi sau hibrid de ce recoltează. Haideți să spunem cum se întâmplă acum. O combină recoltează. Majoritatea combinelor inteligente posedă un sistem de cântărire a producției. Deci ceea ce ajunge în buncăr este cântărit. Bineînțeles, diferitele soiuri de grâu au altă masă. Masa 1000 de boabe este diferită. Deci, după ce se recoltează, va trebui încărcat ceea ce a fost în combină, într-o remorcă, care va fi cântărită și se va efectua o reglare directă a cântarului combinei, acestui sistem de cântărire, ceea ce înseamnă timp pierdut. Iar în momentul când aveți într-o solă, să spunem, de 10 hectare sau de 20 de hectare, un sortiment de grâu, iar în alt sortiment, trebuie să refaceți operațiune. Deci, practic, până când vine remorca, sau stați cu combina, sau recoltați și nu știți ce recoltați. Sau aproximați. Și atunci, de ce aveți cântar? Noi am găsit o soluție. Am instalat pe lângă acesta, suplimentar în buncăr, încă 3 senzori de cântărire, astfel încât combina se autotarează, cântarul se reglează singur, iar dumneavoastră, după primele 3 buncăre recoltate, știți exact cât anume aveți în buncăr. Bună ziua, domnule Vasile Lungu, mă bucur să vă reîntâlnesc. Cum a fost anul pentru dumneavoastră și ce înseamnă un pământ bine lucrat? Anul 2017 a fost un an bun. Noi nu suntem mari cultivatori de cereale, dar totuși avem o combină John Deere din seria 600. Recoltăm atât cereale, cât și floarea soarelui, soia și porumbul. Avem toate echipamentele în dotare. Așa cum spuneam, anul 2017 a fost un an bun, având și horticultură. Am recoltat la timp și merele și strugurii pentru consum curent, strugurii de masă, dar și strugurii de vin. Cum a fost viticultura atunci? Cum s-a primit anul 2017 din punctul de vedere al consumatorului de vin? În primul rând, noi avem o mare grijă pentru a obține struguri sănătoși, pentru că știm că numai așa putem obține cele mai bune vinuri și cele mai savuroase. Pentru asta am folosit atât tehnologie John Deere, cât și o tehnologie mai nouă, știind faptul că avem mari probleme cu forța de muncă. Am achiziționat tot prin Ipso o combină Peleng pentru recoltat struguri și în felul ăsta ne-am încadrat în timp. Am recoltat strugurii exact la gramajul de zahăr sau de zaharoză cât a trebuit și vinurile au ieșit de foarte bună calitate. Se poate face cu această mașină inclusiv tratamentul în vița de vie? Chiar acum, când m-ați invitat să dau acest interviu, negociam cu reprezentantul Peleng completarea cu 2 utilaje la aceeași combină, o mașină de stropit pe 3 rânduri și o mașină de tăiat în verde sau de cârnit, cum spunem noi, tot pe 3 rânduri, lucru care duce ca să folosim aceeași combină o perioadă mai lungă de timp, pentru că
costul ei, investiția este mare și atunci merită să o folosim și la alte lucrări pentru a avea o perioadă mai lungă de folosință pe durata unui an. Ce facem? Să spunem că avem utilajele performante. Avem și sămânța pe care ne-am ales-o conform zonei noastre. Care e, după părerea dumneavoastră, următorul pas? În ce trebuie să investim? În îngrășăminte, în microgranulate? Spre exemplu, dumneavoastră în fermă. Pe lângă utilajele performante, apelăm la fertilizanți de calitate, fertilizanții de bază, care sunt principala sursă de hrană, și în același timp nu neglijăm și microgranulatele, care e o tehnologie mai nouă. Dar cine lucrați, spre exemplu, și la ce, după analizele de sol, pentru că iată, mulți fermieri așa iau decizia, după analizele de sol, ce vă zic analizele pentru solul dumneavoastră? Avem un deficit de fosfor, cu care îl completăm din îngrășămintele solide și din microgranulate, ca și starter, care le folosim la semănat. Care a fost cultura cea mai profitabilă anul trecut? Totuși rapița rămâne, Regina. Rapița rămâne, da. Porumbul, am avut problemele în momentul înfloritului cu seceta, plus problemele de animale sălbatice, care le avem în zona noastră, care ne-a dus media producțiilor foarte mică la porumb. O să vă mai întreb. Ce mesaj aveți pentru consumatorul de vin? Și v-aș ruga să vă referiți inclusiv la vinul pe care dumneavoastră îl produceți. Sigur, la Crama Hermeziu, deja în 3 ani de zile, avem aproape 30 de etichete, 30 de sortimente de vin, din care 2 sunt spumante, iar acum, de când am plecat eu spre acest simpozion, îmbuteliem și 2 frizante. Consumatorul de vin din România trebuie să știe că în ultimii 10 ani, de când a început perioada de reconversie, au apărut producători, crame și branduri noi pe care trebuie să le încerce. Își vor da seama că în România calitatea vinurilor a crescut extraordinar de mult, lucru pe care nu-l spun doar eu ca producător, ci îl spun cei de la Asociația Degustătorilor Autorizați. Prin faptul că noi la Crama Hermeziu, la Domeniile Lungu, avem în 4 ani de zile în jur de 135 de medalii de aur, argint și bronz, obținute atât la nivel național cât și la nivel internațional, atestă faptul că plantațiile noi, reconversia, este un program reușit, este adevărat, am investit destui de mulți bani după aceea în crame, în instalații, dar este un proiect care a dat rezultate deosebit de bune și așteptăm același proiect să se deruleze și pe pomicultură. De ce merge atât de greu pomicultura și a mers destul de bine viticultura? De ce? Cum o explicați? Știu, eu cred că la nivel de minister, la nivel de guvernanță au fost oameni mai iubitori spre vița de vie și sunt mai puțini specialiști în sectorul unde se iau decizii. Nu vreau să spun că în sectorul pomicol nu sunt specialiști. La nivel de ferme, la nivel de fermieri, sunt oameni extraordinari, profesioniști extraordinari de buni. De la 30 de ani până spre 75 sau chiar 80 de ani. Numai că decizia nu este la ei. Decizia este la forurile superioare, la guvernanți și mai ales la Ministerul Agriculturii, indiferent de cine este condus. Cred că ar trebui o echipă de oameni sufletiști care să promoveze și derularea unui program de reconversie pe pomicultură. O să vă întreb, se poate obține o vie sănătoasă fără tratamente? Cum să privească consumatorul aceste tratamente de care noi vorbim și de menținerea viei sănătoase? Deci nu se poate obține o vie sănătoasă și struguri sănătoși fără tratamente. Știm că soiurile au un grad de sensibilitate, unele la mană, altele la făinare, altele la putregaiul cenușiu. Cine încearcă să facă vin ecologic, poate este într-o zonă
unde are frecvența și secvența atacurilor mai puțină, dar în plantații mari, pentru a obține struguri sănătoși, este absolut obligatoriu să facem tratamente. Acum problema este ce fel de tratamente facem. Noi, în general, folosim mai puțin tratamentele cu produse generice, folosim numai tratamente cu produse noi, care sunt mult mai prietenoase cu mediul și lasă mult mai puține rezidii în fruct și astfel putem obține vinuri sănătoase dintr-o vie, chiar dacă i s-au aplicat tratamente. Vița de vie. Tot ce trebuie să știi despre cultivarea, întreținerea și tratamentele viței de vie, astfel încât să ai o producție considerabilă și de bună calitate. Cultura de viță de vie are o tradiție îndelungată în țara noastră, de peste 2500 de ani, existând numeroase mărturii cu privire la această preocupare a strămoșilor noștri. Getodacii aveau o apreciere deosebită față de vin, fapt ce explică interesul lor sporit pentru cultura viței de vie și pentru dezvoltarea acesteia. O cultură cu totul specială, vița de vie merită o atenție pe măsură. Îți arătăm pe parcursul a mai multor emisiuni tot ce trebuie să știi despre cultivarea, întreținerea și tratamentele viței de vie, astfel încât să ai o producție considerabilă și de bună calitate. Suprafața cultivată cu viță de vie ocupă circa 180.000 de hectare, conform Institutului Național de Statistică. Țara noastră, ocupând locul 5 la nivelul Uniunii Europene ca suprafață viticolă și locul 6 la producția de struguri și vin. Viticultura se practică de mii de ani pe teritoriul României. În țara noastră sunt 39 de podgorii și nu există vreo zonă geografică în care să nu fie cultivată vița de vie. Este o cultură întâlnită atât în Moldova, de exemplu Podgoria, Odobești, Panciu, Iași sau Huș, cât și în Muntenia, de exemplu Dealul Mare, Dobrogea, Podgoria Mulfatlar, Oltenia, exemplu Podgoria Drăgășani și Transilvania, exemplu fiind Târnave. Care sunt principalele soiuri de viță de vie, vom afla în următorul episod al emisiunii Eurofermă.